aceeași problemă ca anul trecut la piersic. Acum parcă și-a mai devenit puțin, s-a mai închis. Chiar aveam de gând să-l tai, dar bine că m-am tăiat. Așa. Și pregătim bandajul. Puțin praf de ciment. Pământ galben. Apa înghețată. Tava. Așa. Amesteca bine. Protejează miezul ăsta de îngheț. Așa. Mă pun jetul în cuite, am un cotru. Asta e primul și mai am un măr care nu știu ce a pățit. Protecție împotriva frigului. Piersicul e destul de mare și păcat să-l pierd și foarte gustos. O, stați că tot mai vine inspectorul, a intrat pe sub gard. Da, domnul Rochi, zi. Stai cu minte, mă! Și ăsta e un măr. Măr generos. Nu știu ce a pățit aici. Și neapărat de protejat de fric. E important să țină pumna primăvară, scape de frig. Gata. Nu am mai ieșit destul de bine.